Consiliul Județean Dâmbovița informează participanții la traficul rutier că în perioada 7-12 decembrie 2015 va efectua prin societățile comerciale de profil următoarele activități. Întreținere îmbrăcăminții asfaltice pe DJ 718A Aninoasa Mănăstirea Dealu. Întreținere îmbrăcăminții asfaltice pe DJ 720A Gura Ocniței Adânca. Reabilitare și modernizare DJ 711E Bilciurești Cornești. Îmbrăcăminte bituminoase ușoară pe DJ 702D Mogoșești, Geangoiești, Dragomirești. Reabilitare pod peste Ialomița la Finta pe drumul comunal 31. Modernizare DJ 702D Butoiul de Sus, Dragomirești. Reparații și covor asfaltic pe DJ 702F Răscăieți. Modernizare drumul comunal 127 Comuna Voinești. Asfaltare drumuri locale în Comuna Tătărani. Modernizare drumuri locale în Comuna Brănești. Modernizare și reabilitare drumuri comunale în Comuna Șotânga. Reținere îmbrăcăminții asfaltice pe DJ 720A Bucșani-Mărcești. Și pe drumul județean 712B vor avea loc reparații pod peste părâul Vulcana în satul Vulcana de Sus. De asemenea, vor avea loc activități de dezăpezire pe drumurile județene din campania 2015-2016.